Sau și eu am găsit la un episod din Sophie's Curse. Azi continuăm să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Vom continua de la checkpoint, de unde am rămas data trecută. Așa că o să fie interesant, pentru că devine din ce în ce mai greu. Nu uitați, dacă vă place și vreți să mai facem și alte joculețe horror sau să continuăm cu horror în general, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Și hai să vedem cum va fi de data asta, pentru că cu siguranță va fi mult mai greu. Avem 3 checkpoint-uri luate, mai avem încă 3, deci trebuie să rezistăm până la ora 2. Locul de siguranță e partea A, deci aia de acolo, aici e B-ul. Dar trecută s-au strâns 8.000 de like-uri la această serie, așa că vă mulțumesc. Observ că vă place foarte mult genul ăsta horror și o să încerc să mai găsesc și alte jocuri pe viitor. Cu siguranță vreau să fac chestia asta. Acum la jocul ăsta cu Sophie nu vă garantez că o să trec la următorul checkpoint în video, pentru că e destul de greu, adică data trecută am trecut prin noroc. Dar era foarte posibil să nu trec. Și dacă cumva nu trec într-un episod, o să trec eu off-camera eventual sau... Poate dacă consider că e prea greu, poate nici mai fac, habar n-am. Depinde cât mai rezistă inima. Nu știu, aud ceva, mi-e frică și... N-am ce face, trebuie să dau astea. Mamă, mi-e frică când mă întorc aici tot timpul, pentru că... Imediat cum te-ai întors, poate să-ți sară în față. Hai, jos. Fuck. Glumești. Sophie, glumești. Nu se poate așa ceva. Nici bine nu m-am spanat în joc. Vedeți cât de greu a devenit? Și asta e, dacă cumva nu reușesc astăzi... Nu știu, eventual o să mai cerc eu off-camera dacă pot, dacă nu... Habar n-am. Dar... Jocul ăsta cu siguranță... E unul din cele mai horror jocuri pe care le-am jucat. Prin simplu fapt că nu ai libertatea să te miști. Vezi că toată mișcarea pe care o fac e din mouse. Dau într-o parte, în alta și dau click și se mișcă singur. Și din cauza că nu ai libertatea asta de mișcare, te sperie. Pentru că nu poți să faci mișcările pe care le vrei tu. Nu poți să te ascunzi într-un colț și să plângi. Deși aș vrea asta. Cu siguranță vă recomand. Adică, dacă vreți să vi-l luați și voi, găsiți pe Steam. Costă bani, dar e la reducere acum, e vreo 2 euro. Extrem de ieftin. Și nu pot să zic că e cine știe ce joc mare, dar sincer merită banii. 2 euro cât am dat pe el? Ok. Sophie, nu fă nebunii. Și se mai întâmplă să apară eroarea aia. Și când e faza cu eroarea, uite, din nou. Ce faci la eroare? Ia uite, iarăși eroare. Știu că poți să duci la laptop să le repar, dar nu știu exact cum. B-ul are o problemă. O la laptop să vedem. Deci vezi eroare. Și ai switch-urile astea pe care trebuie să le dai jos. Și chestiile astea pe care trebuie să le nimerești. Ca să pornești chestia asta. Uite. Și aici codul... 3, 7, 5, 8. What the fuck, trebuie să... Doamne, câte chestii trebuie să faci ca să scoți o eroare? Vă vine să credeți? Fuck. Au, ridică-te. C-ul e în scădere rău de tot. Iar D-ul e cu eroare. Devine în ce mai greu, pentru că vin erorile astea și te pune să le faci și să le faci extrem de repede. Parcă vezi că îmi sare în față cu laptopul în mână. Scap laptopul pe jos, Sophie! Nu! Nu știu unde e zona de siguranță. Sper că aici e. Sophie. Ok. Sophie, dacă faci nebunii de-astea... Nu ne mai jucăm așa. Trebuie să te duci să repari repede erorile. Cred că asta e faza. Și trebuie să stai cu ochii pe zona de siguranță tot timpul. De exemplu, eu acum ar trebui deja să știu care e zona de siguranță. Ca să pot să fug acolo. Deci e D-ul. E D-ul? Deci mă duc mai sus ca să scap? Și când face chestia cu lumine, tu trebuie să fugi, pur și simplu. Înainte puteam să stau nemișcat și nu pățeam nimic. În nopțile alea mai ușoare. Acum, în schimb, nu mai pot să faci asta. Mă duc aici sus. Aici ce ar fi zona de siguranță. Să încerc să țin ăsta ridat drumul la maxim.
Mamă, și mai și plânge. Nu mai plânge Sophie. Nu plânge Sophie. Ah! Am vrut să fug spre zona de siguranță. Ok, continui din nou. Bine, în mare parte mă distrez la jocul ăsta cu jumpscare-urile. Adică puțin mă interesează partea de adică e bună și partea de progres, dar îmi place faptul că mă sperii, pentru că e ca un duș rece, așa, e ca un... Te simți bine, nu știu dacă pot să explic exact chestia asta cu horrorul, dar te simți bine după o sperietură. Nu știu, aveți și voi chestia asta? Te sperii odată și după aia, bine, experiența în care te sperii nu e așa de plăcută, dar după aia te simți bine. Oh, n-a fost decât o sperietură, gata. Și bănuiesc că în mare parte de asta lumea se uită la filme horror și la jocuri horror să joacă și chestii de genul ăsta. Pentru experiența asta. Și eu inițial nu înțelegeam care-i faza. Fuck. Fuck, 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 fuck. Sophie, nu fi nebună. Nu fi turbată. Dar de ce am apăsat așa? Chiar nu trebuia. Sophie, nu mai plânge. Ieșeau aici, dar parcă vezi că mă trezesc cu ea aici. Parcă vezi că îmi sare de după canapea. Au m-ar surprinde, sincer să fiu. Deu scade de enorm. Hai să văd care e zona de siguranță. E deu, e perfect că... Dar cum ajung până la D, ești nebun? Frate, cum poți să ajung până la D? Aparent am ajuns. Ui de capul meu, asta trebuie să faci de fiecare dată. Glumești de jocul ăsta, tocmai a devenit extrem, extrem de greu. Și acum am impresia că au schimbat zona de siguranță. Se schimbă de fiecare dată. Când v-am zis că acest joc se numește, ar trebui să se numească Jumpscare Simulator, chiar am zis pe bune. Pentru că sunt un milion de jumpscare-uri în jocul ăsta. Hai să vedem care e zona de siguranță, da? E AU. Ok. Și în caz de ceva, fugi spre ea. Dacă îți apare aici, ce faci? Că trebuie să fugi în direcția asta, deci... Nu știu. Chiar nu știu. Care scade? Nu scade niciuna, mă. Scade AU. Eroare la D. Nu mai plânge, te rog. Nu știu că cât am laptop poate să facă ceva. Foarte posibil. 3259, 3259. Aia e notificarea mea de la telefon dacă vă întrebați. Turbat-o nu apărea pe aici, te rog. Deci m-am uitat odată pe laptop să văd dacă s-a schimbat zona de siguranță sau nu. E tot A. Sincer, n-aș vrea să fiu în casa asta singur, așa. Să fiți într-o casă și să știți că e bântuită cu Sophie. Ce ați face voi? Lăsați-mi în comentarii ce ați face dacă ați avea, dacă ați avea o astfel de situație. O aud, frate, îmi respiră în ceafă, ești nebun? Trebuie să mă duc sus, sunt obligat, pentru că... Mamă, și alea scad... Toate scad deodată! Trebuie să fug la toate, acum n-am ce să fac. Deci, pur și simplu, eu trebuie să fug. Uite cât de tare scad alea. Ah, eroare la A. Genial. Pentru că de ce nu? Nu mă mișc. Nu știu unde e, frate. Nu-mi sări în față, te rog. Holy shit, ești nebun. Măcar, nu știu, B-ul e cu eroare. Măcar la ora 1 să... Nu. Voi vedeți cât de greu a devenit jocul ăsta? Adică devine aproape imposibil. Trebuie să, nu știu, dacă aveți voi vreo strategie pentru mine, eventual să încerc în episoadele următoare sau ceva de genul ăsta, pentru că, nu știu, devine extrem, extrem de greu. Deci, AU e acolo, da? Bun. Hai să vedem. Și ne uităm la A. Aici e AU. Suntem în siguranță aici.
Nu știu exact că durează până când scade. Până când scade, până când se schimbă zona de siguranță. Dar când eram la laptop, de exemplu, mi-a apărut aici. Când vrei să fugi, pe unde fugi? Tot pe acolo, deci... E bullshit! Nu s-a schimbat, vezi? Tot au e. Fuck. Ambele de sus scad. Ok. BUE cu eroare. Au, ar trebui să fie zona de siguranță. Mă duc repede la ce? M-au auzit-o că țipoat. Ești nebun, scade iarăși asta. Dacă ignor eroarea, ce se întâmplă? Pentru că țin minte că în episodul celălalt de ieri ignorasem eroarea și nu se întâmplase nimic. Adică pur și simplu eroarea aia dispare după o perioadă. Două erori. Nu știu că merită să le rezolvi. 5, 9, 3, 7. Ăsta aici, ăsta aici, ăsta aici. Frate, cine ar face chestia asta de pe laptop să rezolvă niște lumini? Frate, du-te și cumpără-ți un bec. Ești nebun? Du-te și achiziționează un bec de la magazin. Și... eroare la D, dar mai sunt... Au, e zona de siguranță. Ce-o e cu... Hai de capul meu, uite ce-o cum e. Exact aici, când întorci capul, pom, ți-a sărit în cap. Da, e lângă mine, e lângă mine. Ah! Puteam să jur. Deci puteam să jur. Și deși știi unde e și știi că e lângă tine, tot te sperii, frate, și tot faci pe tine. Da, nu știu ce să zic, e extrem de greu. Și dacă e eventual în episodul următor, dacă o să mai fie un episod următor, voi trece eu camera la următoarea noapte să vă arăt cum e și acolo. În mare parte e la fel, vedeți? Adică, doar că începe să apară din ce în ce mai mult. Și cam asta e faza, gameplay-ul e identic. Bine, apar erorile alea pe care trebuie să le repari, care îți schimbă puțin gameplay-ul, dar în rest e similar. Uite, D-ul e zona de siguranță, dar... Îmi place că de fiecare dată când îți dă o zonă de siguranță sus, alea de jos scad și invers. Ce poate să scadă exact unde e zona de siguranță și să rămână acolo permanent? Ar fi ceva. Frate, dacă mi-apare în față aici... Oh, deci n-ar avea cum, aici ar trebui să fie ok. Tași că a dat eroare D-ul. Și am adus-te repară D-ul. Cât repar D-ul, îți sare nebuna în față. Fuck, deja aud ceva, frate. Asta trebuie să cauți tu, asta trebuie să le dai pe on, asta e 3-3. Fuck. 3-3. Se schimbă codul, 5-7-8-9. Nu plânge, Sophie. Glumești cu erorile tale. Fuck. Când se aude scârțietura aia, am impresia că e în spatele meu. 4-7-2-9. Pac, pac, pac. Working. Shit, shit. Bă, ce-ul ăla scade... Oh my god, și D-ul și ce-ul, fugi! Fugi, 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 fugi! No, 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 sări în față, te rog! Holy fuck! Mamă, frate... Ok, zona de siguranță e A. Ce se aude? Nebun? Problema e că eu trebuie să mă duc acum sus.
Am de ales nu. Și mă duc să și mă sperie nebuna asta. Acum du-te jos, că eroarea vieții și trebuie să o repari. Că de aici nu putem să ne cumpărăm niște becuri de la magazin care se ține permanent. Fuck, s-a spart unul. 2477 477. Ăsta aici, ăsta aici, ăsta aici, ăsta aici. Fuck. Fuck. Care e zona de siguranță? E A. E bine că e A. Bă, măcar am ajuns la 1. Nu e checkpoint, dar e ceva. E, n-am ajuns încă. Shit, shit, shit. Plânge. Dacă stau nemișcat, sunt bine. Am ajuns la 1 măcar. Sunt bucuros pentru asta, dar du-te la ce repede că moare lumina. Oh, nu. Cred că sunt mort. Cred că sunt mort. Fuck, 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 fuck. Am scăpat, ești nebun? Mamă, frate, ce tensionat. Zona de siguranță e D. Iarăși turbează aia. Eroare la C. O, da. Fuck, asta e lângă mine. E lângă mine, ce fac? Sus, repede, dar ce e cu eroare, mă, frate. E culmea jocul ăsta. Zii tu dacă nu e. Fuck. Două erori. Glumești. Și între timp în care îți dau 7 milioane de erori, mai pică și alălaltă, știi? Na, ia și fă-le acum pe astea. Ah! No. Ah! Ok, vom încheia episodul ăsta aici, voi încerca eu eventual să trec și vom mai vedea. Vom mai încerca și alte jocuri horror, poate vom mai continua și pe ăsta, nu știu, rămâne de văzut. Dacă v-a plăcut... Și dacă vă place horror, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!